Vă salut, stimați colegi! Astăzi, 12 ianuarie, am venit la stâlpine să fac o mică verificare, așa, pe 2020. Sunt în jur de 7 grade, albinuțele mai sunt așa pe aici, pe acolo. Și fac o verificare, în ce sens? Vin și verific câțiva stâlpi, să văd dacă au hrană. Să-mi dau seama dacă a început ponta. Îmi dau seama după mișcarea lor din ghem, dacă nu sunt într-un ghem așa de amorțire și sunt în activitate așa, se mișcă pe rame, înseamnă că ceva e în neregulă acolo, a început ponta. Ia să deschid, să vedem, ia să vedem acolo. Se mișcă unul. Ia să vedem ce e acolo. Ia să vedem care sunt la ăsta. Bine, fetele. Observați că sunt așa în amorțeala aia lor. Dacă era să depună ponta, circula pe rame. N-aveau ele starea asta așa lentă. Deci e bine că nu a început ponta. De mâncat mai au. Deschid așa la nimereală. 2, 3, 4, 5. Depinde. Să deschid pe rândul ăsta câțiva. Adie puțin vântul. Să vedem mai aproape. Asta a rămas cu toate ramele aici. Nu am scos. Uitați, e un ghem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervale. De albină. Amorțeala de ghem. Cum trebuie să fie la data asta. Nu am început nicio pontă. Iernează bine și cu toate ramele în stop, dar eu prefer să le scot, să le mai curăț. Ia să vedem. Deschidem și cu ăsta. Hai să iau și cu ăsta la rând. Una s-a pus să odinească. Asta e mai micuț, ia să vedem. Și unul mai micuț. Două, patru, cinci rame. Ia să vedem cum se comportă el aici. E albină pe toate intervalele. E undeva pe la jumate. Mai are mâncare aici în spate, mai are chiar și acolo unde sunt ele. Deci, același comportament, calm, deci nu a început punta. Este bine să verificăm că în cazul în care a început ponta,
Eu nu mai stau la discuții, le pun tot o turtă. Nopțile cu minus. Da, să mai deschid și pe altă. Sunt nopți cu minus, multe grade. Nu mai pleacă-l păcuiet și dacă durează 2-3 zile așa, 4 zile, le găsim acolo. Asta e un trântăr. Uite, un trântăr. Cred că a fost în familie. S-a pus pe între ziare aici. La gonit albinuțele. Foarte bine. Observați, sunt calme. Fără pontă la momentul ăsta. Dar nu va mai dura mult. Suntem în 12. Spre sfârșitul lunii, gata, începe să ponteze. Nu toate, dar un 50% așa încep să ponteze. Mătcile tinere, alea sunt mătcile care încep ponta mai devreme. Hai să deschidem și pe aici. Hai, care se deschide? Ia să vedem. Deschide tot pe al treilea, dacă acolo am deschis. La rândurile alea, stupul 3 din partea asta. Deschidem și aici la fel. Niște idei așa. Se aud tot în amorțeala lor. Uitați, sunt acolo în față. Deci, nu le deranjăm prea tare, nu are rost. Să le deranjăm. Cu cât le deranjăm mai puțin, cu atât. O să deschid și pește. Cu atât este mai bine. Pentru el. Ia uitați-l în față. Același comportament. Dăm drum mai departe. Fac verificarea asta pentru că îmi permite și timpul. Cal. Dacă era mai rece, le lăsam în pace până prindeam o zi mai călduță. Ziarele de propolis. Dacă stă în fața acolo, aveți, sunt valele foli. Același comportament. Deci nu are rost să le mai deranjăm. E suficient cât am deschis. Bine, eu îmi dădeam seama la cărțiva. Acum am deschis mai mult, să vară și cu. Cam cum stă la ora asta. La data asta, nu la ora asta. Ce să vă zic? Sănătate și numai bine. Să ne trăiască albinuțele.